Membrii vasluieni ai Partidului Conservator s-au reunit pentru a alege conducerea organizației municipale a partidului. Singurul candidat la funcția de președinte, Cătălin Carabină, a fost ales în unanimitate. Primul gând este să consolidez poziția partidului, respectiv filiala municipiului Vaslui, în a atrage cât mai mulți membri, oameni care să vină din plăcere, să identific potențialul uman valoros pentru a-l promova acolo unde le este loc. Astăzi este o zi foarte importantă pentru filiala județeană Vaslui a Partidului Conservator. După un interimat de 10 luni, am reușit să încropim o echipă puternică care să ducă la organizarea conferinței municipale Vaslui a Partidului Conservator. Din partea biroului politic executiv al Partidului Conservator a fost prezent vicepreședintele Constantin Avram. Președintele ales al filialei Vaslui a Partidului Conservator este domnul Constantin Carabină, căruia îi doresc succes în viitoarea activitate, căruia îi recomand totodată să îmbine elanul tinerilor cu experiența celor mai în vârstă, în așa fel încât filiala conservatoare de la Vaslui să fie un partener de nădejde, atât în cadrul Alianței de Centru-Dreapta și prin aceasta în cadrul Uniunii Social-Liberale la nivelul județului Vaslui, în viitoarele acțiuni politice comune. Cătălin Carabină va fi secundat la cârma organizației de către Cristian Haba, în calitate de președinte executiv și secretarul general Manuel Mititelu. În curând vor avea loc alegeri și la celelalte filiale municipale și orășenești din județ.